Vezi tu, Laurențiu Reghecanf, da, a zis la un moment dat prin 2022, așa, că n-ar prea vrea să lase numele de Reghecanf fostei soții. Anei Maria. Da. Acum, Ana Maria... Doar că încă nu s-a elucidat. Cumva e procesul și urmează să vedem ce urmează să se întâmple. Exact. Asta odată. Dar ce s-a întâmplat este că Ana Maria Prodan, împreună cu fiul ei, Bebeto, o cunoscut de toată lumea, da, a făcut un film în regia lui Iura Luncașu. Filmul a fost făcut. Treaba este în cinematografe, știe toată lumea, complotul bonelor. Na, cazul e altul. Da. Din punct de vedere al lui Laur. A început Ana Maria Ana Maria Prodan, a început un reality show. În care, bineînțeles, e integrată până și Bona. Adică și copilaș și Bona și ce am avut de mână, cam viața reală, că de-aia se numește reality show. Și acum Laura a zis, bă, Andy, eu nu prea aș vrea ca Bebeto să fie băgat în proiectul ăsta. Bebeto a avut 15 ani minor și eu fiind taicăsu. Adică am un cuvânt de zis. Bine. Ce se va întâmpla? Întrebarea mea vine. Yeah? De ce? Nu înțeleg, nu știu. De ce? Având în vedere că Bebeto a crescut cu acest tip de emisiuni. Pentru că nu este prima oară când familia Prodan / Reghecanf făcea genul ăsta. Ei, nu, eu cred că împreună. Mulți, mulți ani de zile, exact, au făcut genul ăsta de reality show împreună. Mai... Acum Laur nu mai este, e Ana Maria și împreună cu copiii, fac acest gen de proiect. De ce tocmai acum, după ce tu l-ai expus pe Bebeto atâta vreme? Și știai foarte bine, toată lumea știa, mami știa, tati știa. Bineînțeles, dacă de ce acum mami... nu? Sau tati, se uită în momentul ăsta lui Bebeto. Se uită în momentul ăsta la televizor și au un punct de vedere și vor să ne lumineze. Noi suntem aici, avem și un număr de WhatsApp, 0740988088. Da, deci, Ana, cel puțin are numărul meu de telefon. Numărul tău de telefon, suna, are numărul meu de telefon, scrie, exact așa. Suntem totuși în business-ul ăsta de atâta amar de vreme. În... Vă spuneam că în 2022, iartă-mă, te rog, el... și-a exprimat intenția de a retrage până și numele. Și tu spuneai, bă, s-ar putea ca viitorul, adică chiar viitorul va decide, adică nu noi, de aia s-a inventat instanța pe lumea asta. Dar nu e singură pe lume în această situație. Adică? Adică, am înțeles că în familia Șoșoacă s-a produs marea sciziune. Da. Și domnul Șoșoacă are dreptul să ceară doamnei Șoșoacă numele înapoi. Numele înapoi. Și ce te faci că pe Diana Șoșoacă o știe toată lumea, pe Diana Ivanov mai nu știe nimeni. Puțin. Și atunci, doamna Șoșoacă ar trebui să facă într-un fel, cred, Iovanovici, pardon, Iovanovici, m-am încurcat eu borcanele, doamna Șoșoacă, cunoscută ca fiind astfel, ar trebui să vadă cumva împreună cu avocații cum ar putea să-și păstreze emblema, da, 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 blazonul. Pentru că public ea este recunoscută așa, după acest nume, ca să nu mai zică, am senzația, sau chiar așa este, inclusiv numele partidului este dat din primele trei litere, nu? Aha. Deci cumva și asta e emblematic. Da, 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 da. Însă domnul Șoșoacă susține că nu pot exista doi cu același nume care să se lupte și să împartă practic același teren de joacă, hai să-l numim așa. Trandafir, există doi și n-a mai murit nimeni, da, mă rog. Exact. Mi-aduc aminte acum niște ani și am citit și acum în presă, mi-am adus aminte. Eu făceam emisiuni, acum 30 de ani, cu Adriana Bahmuțan. Adriana Bahmuțan a divorțat de domnul Bahmuțan, care i-a cerut numele înapoi. Grație, datorită mulțumită unui avocat inspirat, Adriana Bahmuțan, devenită Adriana Toma, a devenit Adriana Bahmuțeanu, deci avea o sonoritate foarte apropiată cu numele original, astfel încât lumea a și uitat de numele ei de Bahmuțan. Acum toată lumea știe Adriana Bahmuțeanu și am încheiat discuția. Mie mi se pare o găselniță foarte bună, pentru că deja ea se lansase și a fost foarte greu să treacă de la Bahmuțan la Toma. Era deja în plină ascensiune, făceam emisiuni, repet, zilnice împreună. E, vezi, apropo de asta, eu nu mi-am schimbat niciodată numele public. Ăla a fost, ăla a rămas, ăla este, ăla va fi pentru totdeauna. Am zis. Vezi, a făcut doamna Șoșoacă o greșeală? Pur și simplu am lansat întrebarea în univers, către univers și tot exact. El ne va răspunde. După publicitate, da. Da, da, da. Ne va răspunde.